În acest sezon, cum ați caracteriza, nu știu, evoluția lui Florinel Coma? V-a mulțumit? Florinel Coma deja, el n-a putut prea mult cu Craiova pentru că are acolo, adică are bunătăi, doar l-a lovit la antrenament doar cu mingea, l-a lovit și l-a dulut. Deci are contuzie. Dar Florinel Coma deja gata, este mai mult decât Florinel Coma la cariera. Deja e altceva, nu mai poate fi ținut Coma. Credeți că vă veți despărți de el în vară? Adică acum, după evoluțiile foarte bune, pentru că Florinel Coman a revenit la forma de dinainte de accidentarea acea lungă. Pe ca dovadă că și-a revenit în formă, avea 20.000, a făcut 30.000 salari. A primit o bonificație. Da. L-am chemat, eu și-a spart banca. 30.000 salariu, cred că a spart banca. Păi, dar ce să fac? Adică trebuie să-i dai o motivație. Am zis, bă, uite, Florinel, pentru că ca dovadă că sunt mulțumit de tine... Nu mai ai 20, ai 30.000. Înțelegi? Altfel, Tavi Popescu, Cordea? Tavi Popescu, sunt mulțumit, Cordea. Nu mă așteptam așa. În loc să crească, scade. Da, aștept să-și revină. Aștept să-și revină, Cordea. Are potențial. Are potențial. Păi nu știu, are el potențial, dar văd că nu se întâmplă cu el. Nu știu, atunci a avut motiv. COVID-ul, acum nu știu ce.